Nu. Acest lucru nu este legal. Doi, cred că este profund imoral și este, suntem în urmă cu câteva zeci de ani. Deci, nu cred că, cred că regulile de alocare trebuie să fie clare. Cred că trebuie să avem reguli de alocare la nivel național. Cred că transportul organului dintr-o regiune în alta nu ar trebui să pună probleme majore. Mai ales vorbim de un alt caz zilele acestea. Vorbim de un transplant pulmonar care s-ar putea face cu un chirurg de la Hanovra. Dacă vă uitați cum merg avioanele de la Hanovra la București, o să vedeți că trebuie multe ore pentru a ajunge de la Hanovra la București. Dacă vă uitați, dacă puneți asta în comparație cu afirmația organele se transportă doar regional, o să vedeți că sunt oarece inadvertenți acolo.